Războiul PSD președinte, premierul Viorica Dăncilă așteaptă săptămâna viitoare să afle de ce Iohannis a respins propunerile de miniștri. Dăncilă a anunțat că îl va suna pe Iohannis pentru a cere explicații. Xenia Croitor are toate informațiile despre mișcările cruciale de săptămâna viitoare de pe scena politică. Xenia, bun găsit! Bun găsit, o săptămână importantă pe scena politică, dacă este să luăm în calcul faptul că premierul Viorica Dăncilă spunea că îl va contacta pe președintele României, Klaus Iohannis, pentru a afla un răspuns de la acesta cu privire la refuzul față de miniștrii pe care i-a propus premierul pentru a ocupa funcții în cabinetul condus de dumneaei și spunea premierul în urmă cu câteva zile că imediat după ce se va termina summitul de la Sibiu, îl va contacta pe președintele Klaus Iohannis pentru a se lămuri cu privire la refuzurile pe care președintele le-a avut atunci când, de exemplu, l-a refuzat pe Eugen Nicolicea pentru a ocupa funcția de ministru al justiției în locul lui Tudorel Toader. Legal, președintele ar trebui să motiveze atunci când refuză o propunere pentru un ministru, însă nu s-a întâmplat acest lucru și premierul așteaptă un răspuns din partea președintelui României, Klaus Iohannis, cu privire la aceste refuzuri. De cealaltă parte, spunea președintele PSD, Liviu Dragnea, că îi dorește succes premierului Viorica Dăncilă la acest capitol pentru a aștepta, practic, răspunsul din partea lui Klaus Iohannis și se mai așteaptă ca în această săptămână președintele României să răspundă și față de scrisoarea pe care ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, i-a trimis-o lui Klaus Iohannis cu privire la rechemarea în țară a lui George Maior de la Washington din funcția de ambasador al României. Vom vedea însă ce se va întâmpla și la acest capitol în săptămâna ce urmează să